Cererea pentru panouri fotovoltaice s-a triplat în ultimul an, susțin firmele care montează astfel de dispozitive pe casele românilor. Tehnologia a evoluat din ce în ce mai mult. Noi vrem să demonstrăm, practic, că tehnologia noastră, pe bază de grafen, PV-graf, reușește împotriva oricăror daune pe care le-am face acestui panou să producă la fel de bine în continuare. Noi am pus ciocane ca să fim un pic, să dăm o notă de impact. Însă poate să fie grindină, poate să fie orice factor mecanic, poate să fie salinitate, poate să fie amoniac, orice înseamnă risc pentru panoul fotovoltaic. La un alt stand găsim soluții pentru o casă smart, cu întrerupătoare și prize legate direct la o aplicație care controlează totul cu ajutorul telefonului mobil. Aici avem un termostat pe care îl poți programa în funcție de ce temperatură vrei în casă. De asemenea, avem control atât pe întrerupătoare, priză programabilă. Aici avem un modul unde poți să-ți setezi module de plecare și sosire acasă. De exemplu, când pleci acasă, poți să ai setat să se închidă tot, de la lumini, temperatură, căldură. Și aici, când vii acasă, ai un scenariu când vrei să pornească, poate cu o oră înainte, partea de căldură, lumini. Deci sunt mai multe setări în funcție de dorințele vieții, traiul de acasă. Expozanții vin cu soluții pentru economisirea energiei electrice cu iluminatul stradal. Avem sistemul de iluminat pe telegestiune, care este adresat autorităților locale. Acesta este gândit pentru a putea să eficientizeze consumul, să facă saving, să vină în întâmpinarea autorităților locale cu anumite funcții care sunt bazate pe senzori, senzori de prezență, senzori de lumină. Ca atunci, în momentul în care sunt activați acești senzori, iluminatul se intensifică. În absența acestora, iluminatul se dimează la un nivel de consum redus. Soluții smart au fost gândite și pentru indicatoarele rutiere. Folosesc panouri solare, luminează 365 de zile fără probleme și sunt destinate locurilor unde pericolele de accidente sunt ceva mai ridicate, cum ar fi capetele de pod, sensurile giratorii, școlile. Încălzirea sau răcirea prin pardoseală, tavan și pereți este o altă soluție inovatoare. Putem face și o economie de aproximativ 30% în utilizare. Deci, practic, acest sistem funcționează și pentru căldură și pentru răcire? Absolut, absolut. Același sistem, fără să am cheltuieli suplimentare sau să investesc în plus. Și cererea pentru construcția de panouri fotovoltaice a crescut spectaculos în ultimul an, susțin producătorii. Cred că s-a triplat. Cel puțin la noi vin foarte, foarte multe cereri. În toată Europa este un trend care aici ne îndreptăm, către parcul fotovoltaic.